joacă Dublu sau Nimic. Sunt curios cât va risca Monica în dimineața asta. Câți bani avem, Luca? Începem cu 200, deci 1600. E bine, Monica, bună dimineața. Bună. Bună dimineața, Ramona, nu chiar Monica. Ramona, de Ramonica. Ce ți-am zis Monica? Ramona. Frate. Și scrie, uite, Ramona, linia 10. Scrie Ramona. Mona, Ramona, Ramonica. Ramonica. Puteți okay. să spunem Ramonica? Că de acolo cred că a rămas cu Să zicem, facem o excepție de data aceasta. Bine, Ramonica, de unde ești? Din Brașov. Din Brașov. Ramona da. Din Brașov. Gata. Din Brașov, Sănătă. De la Poalele Muntelui. Unde te găsim, Ramona, acum? Acum acasă, de data aceasta. Okay. Împreună cu? Împreună singură, nu sunt cu nimeni. Mai singurică. Ești... Deci ia toți banii și fuge. Ești pe cont propriu? Da. În dimineața asta, cu ce te ocupi, Ramona, tu? Lucrez în domeniul financiar la o multinațională. Mamă, ce în tare. Domeniul financiar. Excelent. Bine, Ramona. Da. Păi începem astăzi de la 200 de euro. Ești gata de start? Pregătită. Hai. Un pic de emoții, dar 200 de euro. Te iau repede ca să uiți de emoții. Am ales varianta asta astăzi. Varianta fulger. Da. Ramona, pentru 200 de euro trebuie să ne spui ce element chimic are simbolul AU. Ana Udrea. Aur. Nu prea nimerezi întrebările astea, știi? Din, când sunt în spor, nimerim băieți, când sunt din aur, nimerim fete. Aur e. Da, se împiedică. Ramona, 200 de euro. Primii 200 de euro au fost mai grei, să știi. Da, așa e. Așa să fie, să sperăm. Aia merge ca unse treaba. Da. Am auzit că și la primul milion e cel mai greu, că după aia toate sunt la fel. Așa am auzit undeva. Așa o fi, nu știu, încă n-am ajuns chiar acolo. Nu știu, Luca să ne spună dacă... Mergem mai departe, Ramona? Mergem mai departe. 400 de euro. Acum, dacă tu lucrezi în financiar, înseamnă că ai făcut real, nu? Da. Dar îți plăceau poeziile? Nu prea îmi plăceau. Da, până la urmă le-am învățat și pe acelea. Știi cum e, de voie, de nevoie. În dimineața asta, Ramona, o să-ți recit. Așa. E ceva fin. Da. Ține-te bine. Intrați repede pe Facebook să-l vedeți pe Luca recitând. Facebook, pagina Radio Europa FM. Așează-te repede acum, Ramona. Ramona, fii atentă. Îți recit câteva versuri și tu va trebui să ne spui cine le-a scris. Da? Bine, te ascult. Atenție. Din codru rupe o rămurea. Ce-i pasă codrului de ea? Ce-i pasă unei lumi întregi de moartea mea? Cine le-a scris? Mihai Eminescu. Zici ceva, Luca, că altfel o să pățim ca domnul președinte. Ramona era cu codrule, codruțule. Asta cu... Cred că nu am nimerit-o. Din codru rupă rămurea, ce-i pasă codrului de ea, ce-i pasă unei lumi întregi de moartea mea, este de Coșbuc, de finalul poeziei Moartea lui Fulger. Da. A lui George Coșbuc. Mai cunosc ca Moartea lui Fulgerică. Deci acum... Da. Îmi pare rău, Ramona, dacă vrei și altă dată să-ți mai recit. Ori... Asta. Mai, fost... Da, mai încercăm altă dată. A fost și de la intonație, să știi. Ori poezia n-are un awareness foarte bun, ori n-ai recitat-o ca lumea. Eu zic că... Na, mi se pare că sunt unele dintre versurile mai cunoscute ale lui Coșbuc. Ție îți plăcea la sărbare, stăteai pe scenă, să știi la că montajul am... literar, da. La poezii. N-am lipsit niciodată. Ramona, îți mulțumim! Cel mai deștept concurs radio revine mâine în Deșteptarea la Europa FM.